Educația românească este întotdeauna binevenită și, da, ne ajută. Noi avem în cadrul Ministerului experți, inclusiv din România, care și-au lăsat amprenta în reforma educației din România. Și fiind o țară aproape ca și gândire, cultură, ne este mai ușor să preluăm modele bune din România și să le implementăm în educația din Republica Moldova. Și o întrebare de final, pentru că suntem cu toți într-o mare familie liberală. Personal, în 10 secunde, libertate, ce înseamnă pentru dumneavoastră? Pentru mine libertate înseamnă independență, dreptul de a alege, dreptul de a decide pentru mine că vreau să fac ceva sau nu. Și dreptul de la educație, în primul rând, care îți oferă independență, inclusiv financiară.